pentru că dacă ne uităm un pic în istoria acestui loc, în istoria acestor locuri, Bacăul este de secole bune, îl salut și pe domnul Agop, care între timp s-a alăturat, Bacăul este de secole un spațiu multicultural, multietnic, multiconfesional. Aici au trăit împreună veacuri oameni diverși. Ăsta a fost un spațiu primitor. Aici au trăit români, au trăit unguri, au trăit evrei, au trăit armeni, au trăit, uite, avem Institutul Polonez, o expoziție pe pereți, au fost germani, au fost elvețieni, a fost o colonie italiană, a fost la fabrică Letea. Bacăul, numai dacă dăm câteva file din istoria lui, e foarte bogat. Și ăsta este rostul unui asemenea eveniment cum este cel de astăzi și al altora de care Bacăul are nevoie. Avem această datorie, nu? De a nu uita trecutul. Avem această datorie de a conserva memoria, pentru că ceea ce ne asigură nouă identitatea, nu? Identitatea unei comunități este dată și de felul în care ne raportăm la trecut. La ceea ce înseamnă monumentele de for public, la ceea ce înseamnă cimitirele, la ceea ce înseamnă personalitățile de odinioară și cinstirea lor astăzi și așa mai departe. Și tocmai de asta am răspuns pozitiv invitației domnului Doru Tănase și îi mulțumesc că s-a gândit că a ales Biblioteca Județeană ca partener, ca gazdă a acestui eveniment, fiindcă și eu de ani de zile spun, biblioteca asta trebuie să fie, un spațiu al dialogului, un spațiu unde oamenii să fie împreună, unde oamenii să-și expună punctele de vedere, să vină fiecare cu ceea ce are al lui, cu tradițiile lui, cu obiceiurile lui, cu felul lui de a vedea lumea. Pentru că numai așa, punând cap la cap ceea ce suntem fiecare dintre noi, împreună putem însemna ceva. Această comunitate are nevoie și de asemenea evenimente. Nu lungeți vorba pentru că sunt lucruri mult, mult mai interesante. Eu abia aștept să aud un pic de muzică lăutărească pentru că eu sunt realmente fascinat de muzica lăutărească, autentică, de ceea ce înseamnă portul popular, de ceea ce înseamnă cultura materială sau imaterială. Nu de discursurile mele aveți nevoie astăzi, ci de filmele astea care ne vorbesc despre ceea ce a însemnat această comunitate, pe lângă cele pe care le-a spus, eu mi-am amintit în timp ce vorbeați de aferimul lui Radu Jude, un film formidabil. Eu predau lucrurile astea, eu predau literatura pașoptistă, dar nu mă apuc acum să țin o prelegere despre Budai de Leanu, despre Cogălnicianu, despre Alexandriș, despre mult. Ar fi foarte, foarte multe de discutat. Nu-i cadrul, poate o să avem alte și alte ocazii. Eu sper ca acesta să fie începutul unei colaborări, așa cum am colaborat și cu celelalte comunități, să avem de aici înainte o colaborare, pentru că sunt absolut convins că vom găsi împreună lucruri care ne leagă, lucruri pe care să le putem lăsa mai departe pentru generațiile care vin. Apropo de tinerii care sunt în sală, și mă bucur și eu că, uite, sunt în sală studenți, că mesajul ăsta ar fi bine să ajungă și la elevi, să ajungă la cei tineri, pentru că, în definitiv, ăsta este rostul unei instituții cum e biblioteca și al altor instituții cum sunt cele pe care dumneavoastră le reprezentați. Așadar, încă o dată, bine ați venit la Biblioteca Județeană. Mulțumesc. Rog pe domnul Doru Tănase să preia rolul de organizator și moderator. Mulțumesc.